spun în ce situație ne găsim la un an de guvernare USR. Promisiuni de atunci când erau în opoziție sau din onorate sau din programul lor electoral, una cu care se laudă, că au reîntregit salariile în zona bugetară, dar acolo nu a făcut decât să execute bugetul mult burit, Boc, ulterior ungurean. Aveau fondurile necesare acolo pentru a reîntregi salarii, în rest, absolut nimic. Au spus că vor crea 1.000.000 de locuri de muncă în 4 ani, a trecut un an, minus 62.000 astăzi, și a scăzut de la 67 la 62.000 pentru că, din păcate, nu mai au indemnizație tinerii absolvenți de liceu, care nu și-au luat bacalaureatul, nu au plătit intrat în câmpul muncii și au ieșit din perioada în care primeau indemnizație. Nu numai că nu vor crea locuri de muncă, dar acest guvern al insolvenței va trece în șomaj în continuare alte zeci de mii de oameni. Doar ce a declarat Ponta. 18.000 din CFR, dânsul a spus asta. 6-7.000 din poștă, dânsul a spus asta. Cei de metalurgie, deocamdată 6.000 de la Mihel, dar urmează în continuare, din nefericire, s-ar putea să avem probleme. România, Ponta văd că nu o consideră problemă, acelor mitani. Despre chimie ce să mai vorbim? S-au lăudat că repornesc combinatul din Râmnicu Vâlcea, Chimul, 60% din capacitate în decembrie, 80% în ianuarie, spusele lui Ponta. E în insolvență și deocamdată știm precis că lichidează 1.000 de oameni. A doua promisiune a lor. Vom reindustrializa România. Așa au reindustrializat-o, că în aprilie am avut cel mai mic consum de energie electrică din istoria României, în jur de 4.500 de megawați. Din moment ce nu mai merge nimic în industrie, sigur că nu există nici consum de energie electrică, și-au trimis în concediu forțat 19.000 de oameni din minerii din, din Gorj. Și nu numai. Au promis mai departe că reduc CAS-ul pe forța de muncă, zice domnul Ponta. Și aici pune căruța înaintea cailor. Dacă vom vedea cum sunt încasările. Păi tocmai aici e problema, că nu se le aibă. Deci trebuie să ia aceste măsuri ca să se creeze locuri de muncă, pentru că marea problemă a României, pe care sunt absolut convins, dumneavoastră lucrați în media, știți, citiți analizele sociologice, de departe, pe primul loc, românii resimt ca problemă lipsa locurilor de muncă. Peste 60%. Pe urmă, cu 30%, într-adevăr, mai avem probleme de genul sărăcia, sănătatea, sistemul de sănătate, sistemul de învățământ și așa mai departe. Deosebirea fundamentală între noi și cei de la putere, USR, tocmai aici este. Modul în care ne raportăm la stat. Noi, cei din PDL, considerăm că avem nevoie de un stat mic, puternic, care să se retragă din viața noastră, să nu mai depind și din economie, să nu mai depindem atât de mult cetățenii români politic și social și economic de stat. Noi considerăm că pe primul loc trebuie să se afle demnitatea umană, drepturile și libertățile cetățenești, libertatea economică. Și tocmai aici ne deosebim în toate politicile, inclusiv în cele din zona munții de actuala putere. Ei, dimpotrivă, în special PSD-ul, mă mir că nu au nicio măsură în acest punct de vedere liberali. Ei au nevoie de un stat, de un cetățean român dependent de stat. De un cetățean român sărac. Să meargă după ajutor social. Acela este batalionul de votanți siguri ai PSD-ului. Noi, dimpotrivă, vrem să dezvoltăm clasa de mijloc din țară și de aceea am propus o serie de măsuri și în zona întreprinzătorilor, inclusiv un proiect de lege pentru protecția acestora, pentru că noi considerăm că protejarea întreprinzătorului este deja, ține de domeniul strategiei naționale.
Nu poți să nu-l aperi pe cel care angajează. Sunt apărați toți în țara asta, mai puțin întreprinzătorul. Nu poți să nu ai grijă de întreprinzător. Am venit cu un proiect într-o primă dezbatere publică la Galați, am rugat colegii din Alba să facă același lucru aici, așteptăm toate observațiilor întreprinzătorilor și el se adaugă unui set de măsuri pe care noi l-am propus pentru a stimula crearea de locuri de muncă. Le știți pe unul dintre ele din campania electorală. Reducerea cotei unice la 12%, corelată cu creșterea salariului minim, imediat, am spus noi de la 1 ianuarie anul acesta, la 1000 de lei. Pentru că trebuie să dezvoltăm și consumul intern în țară. Trebuie să rămână mai mulți bani și la angajat și la angajator. La angajat ca să o ducă mai bine, la angajator ca să poată crea previziile creierii locurilor de muncă. Sigur, colegii mei astăzi, așa cum a spus doamna vicepreședintă Sulpina Valgu, au prezentat politici clare, proiecte de modificare a legii 76/2002 a șomajului, modul în care trebuie să utilizate fonduri europene. Eu am insistat aici pe necesitatea transferului de fonduri europene de la a oferi simpozioane, cafele, mese bune și alte lucruri de genul ăsta celor care beneficiază de proiect spre angajatori, spre întreprinzători. Adică aceste bani să fie în primul rând folosiți pentru ca se deduce din obligațiile pe care le au atunci când își realizează forța de muncă pe care nu o au pregătită. Discutam cu doamna directoare de la Porțelanul și cu alții întreprinzători din Alba Iulia, dar să știți că problema este aceeași peste tot, se plâng de calitatea forței de muncă și de faptul că și ceea ce angajează, din păcate, în cea mai parte și problema este și mai gravă în zona tineretului, nu prea sunt bine pregătiți pentru piața muncii. De fapt, nici nu vedem o foarte bună corelare între piața muncii și pregătirea din zona pregătirii profesionale, în principal profesionale directe și formă liceale a viitorilor angajați. M-aș opri aici, dacă aveți întrebări.